De ce nu port mască? Mă, bă, de ce nu port mască? Ia uite, ia uite telefon. Băniță, dar ți se mai coală măi, ce sau tot așa, doar vorbai de tine. Salutări de la partea civilă. Tot vă iau. Ortodox sunteți? Da. Puneți una pe cruce, vă rog, și repetați după mine. Jur că voi spune adevărul. Jur că voi spune adevărul. Și că nu voi ascunde nimic din ceea ce nu știu. Nu ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute. Atrag atenția că mărturia mincinoasă este infracțiune. Aveți obligația să spuneți doar adevărul. Ați auzit, da, poziția reclamantului în sensul în care există relații dușmănie. Orașul Năvodari este un oraș mic. Da. De 40.000 de locuitori. Da? Toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Tot județul și orașul, la 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 la. Au 3000 de gaburi pe 30 de femei care să strige tare. Urzu! Își bate joc de ei. Dacă urzu! Îți pare ce să facă abii, cine îi mai dă valoare? Ce? Îl lasă mă bată? De ce? Băiatul lui Nifes cu angajatul ăla, cu Volkswagen, culoarea oului de rată și BMW-ul ăla verde Rover, mă pândeau, erau, beam ca seama, între ghilimele ca băieții. Și când m-au văzut pe mine, am început să traversez strada. Nita e în sediu unității poștale. Eu aștept la venit Adriana poștaița ieri și mi-a zis să... Ea mi-a lăsat vorba la tata să vin să mă, să iau pensia, că nu mi-a lăsat vorba. Ce? Ce? De ce te iei de mine, zi-mi de ce te iei de mine? Când m-am luat de ce? De ce? Plângere la poliție. Băi, de ce te-ai mâni mine? Veșnicia se scunde și nu-i cale de găsire.
neamă sau rădăcini, încercând să și dânească veșnicia împărătească. Is forer corvas unde se ploie niumblase, unde omul nu pășa, veșnicia se scundea și nu-i cale de găsit. Neamă sau rădăcini, încercând să și dânească veșnicia împărătească. Is forer corvas unde se ploie niumblase, unde omul nu pășa. Am chemat poliția că angajatul Niță m-a lovit. Eu am fost la poliție mai devreme să reclam că Niță mă urmărea în fața, în sediu poștei române. Ploiștenul Ionuț Daniel mi-a zis că domne, nu are pățin să cheme, ca să nu e infracțiune ceea ce făcea Niță în fața sediului poștei. Și când am ajuns acasă, m-am fost la poliție, când am ajuns acasă l-am împândea să stea în fața magazinului. I-am sunat la 112. Da. De ce? De ce ați venit dumneavoastră? Am venit pentru că nu știam despre ce este. Cum vă numim dumneavoastră? Că aveți obligația să vă prezentați. Nu v-ați prezentat. Nu v-ați prezentat, că eu am telefonul pe înregistrare în cameră, camera pornită. Nu v-ați prezentat. Nu știu ce s-a întâmplat. M-am venit un prieten de-al lui Nița Urică. Știi cine este? Da, știu, i-am făcut plângere. Așa, mi-a zis, am înregistrare. Mi-a zis că mi-a făcut plângere. Știi ce te-ai zis? Mi-a dat o... Am un cap cafea pe mine. Păi eu am dreptul, dar nu trebuie să completați ceva? Să depuneți plângele. Asta e poliție, e oraia de da, trebuie să la... Păi nu v-ați prezentat. V-ați prezentat. Cum? Cum vă numim dumneavoastră? Ne-am prezentat. Cum vă numim? Păi nu v-ați prezentat, că eu am telefonul pe înregistrare. Cum nu? Nu v-ați prezentat, că dacă vă prezentați, cum? Deci, dacă spuneți că m-a lovit? Da, m-a lovit. M-a lovit. Eu am sunat la 112. De ce v-ați prezentat dumneavoastră, poliția locală? Mergem la medic? Da? Nu la, la medic. Certificat, dar considerat că v-a lovit? Păi mă, nu consider, mă, chiar m-a lovit. Da. Da. Se aude pe înregistrare, că aveam telefonul tot pașit. Poate sunt certificat medicul, da? Și mergeți pe drumul ecologic. Așa, dar de ce v-ați prezentat dumneavoastră? Păi am sunat la 112. Vreau să spadura ce am vrut care a fost liber. Nu am venit la tirare. Era ce erau prin alte activități. Deci n-aveți ce face. Nu completat o fișă de prezență la eveniment, nu completat nimic, că vreți tot semnul eu. Mergeți la medicul, vă spuneți certificatul. La poliție. Și după la poliție. Ale, 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 ne mai tu ale, inima tu mea ale, tu ale, ale, ale. Am fost la poliție orașului Năvodali, unde am depus o plângere penală pentru incident pe care l-a produs angajatul lui Niță, ăla care mă hărțuiește, ăla care m-a lovit. Unii suferă de șmecherie, dați vai morților, caută să se umfle în fața fraierilor, sclavilor. Câteva vorbe sunt un căcat, nicio minciună nu te face mai băiat. Degeaba vorbești prin cartier că ești milionar, când de fapt n-ai 10.000 în buzunar. Unii spun nume de șmecher, de neamuri, de țigani, dar vorbele lor nu valorează doi bani. Orice sclav tremure când iese și-a... Orice țigan mai îmbrăcat se crede fain spoitorul. Vorbele n-au valoare, faptele contează. Șmecherii se cunosc, nu se inventează. Bulangii mă stresează când aberează. Să văd eu ce poți, vorbele nu mă impresionează. Pentru ce când am să răspund, mă găsește aici să lăjean, nu mă ascund. Am fost la audiere pentru evenimentul din data de 22 decembrie. El e Iacobleu Cosmin Marian, cel care semnează ca mine, are o semnătură identică ca mea, mi-a pus cătușele de mână și de picior, de mâna dreaptă și de piciorul dreapta, de glezna. Is this the life? Do you wanna carry on? Is this the life? I wanna get down. Hai cu mine! Hai, Rosa!
control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. Poliția locală, deși era un apel 112. Iar când m-am prezentat la poliție pentru a face sesizarea scrisă și pentru a depune probele, domnul Vancea e culpat în dosarul Pepper 2021, era la echipa de patrulare. Acum cine încheie fișa de 112 și cine o semnează? Că eu n-am semnat. Poate o semnează alții în locul meu. Becherul care m-a lovit. Ia-l-și cu mine. Ce morții mă dai? Ce-i? Păi de ce m-ai lovit? Du-te morții mă, că n-a dat nimeni în tine. S-a mort, uite că am telefonul pe registrat. Să vezi ce te lumea cu stărie. Păi ia al dreptul, eu te bag la pustări. Îmi cer scuze că deranjez, mă numesc Ciprian Guldu, marți am fost lovit de către un individ de la sediul lui Niza Urică, un angajat de-al lui. Așa, așa, acum mă pândeam în fața scării și i-am zis, șmecherul care lovește lumea, și mi-a zis, tu te morți, mătii, că nu te-a lovit nimeni. Eu am înregistrarea și de azi și de marți. Persoana respectivă mai este? Păi nu știu, domnule, că eu am intrat în casă, dar au camere la magazinul ăla de lângă scară. Păi ăla mă pândește, eu nu mai pot să mai ies. Plângere o depune la poliție cu înregistrările care le aveți? Păi o depun, am depus și marți. Și ce s-a făcut? Nu s-a făcut nimic. Domnul Gondu, am depus marți pentru ce s-a întâmplat marți. Da. Astăzi depuneți pentru ce s-a întâmplat astăzi. Păi și eu, domnul Dobre, mie îmi este teamă să mă ies din casă, că l-aș bea cafeaua, chipurile cum și-o bea și când a aruncat-o marți pe mine, înainte să mă lovească. Ăla stă în fața... Unde scării. Sunteți dumneavoastră în momentul de față? Acasă. Am intrat în casă. Ăla mă pândește în fața scării. La magazinul de lângă scară. Da, bine. O să vină pe vadă dacă îl identifică. Păi ce, cum, domne, să-l vadă dacă îl identifică? Păi să vină la mine. La fața locului și îl poate identifica. Asta v-am spus. O să vină patrula și o să păi e cu unul, conduce un Renault Grey pe firma lui Nisa Urică. Nică cu mașina aia BMW X5 a intrat pe strada Tineretului, a luat-o prin trei blocuri pe aici și a ieșit pe strada Sănătății. Adică mă urmărea. Ciclonul ăla, care mă tot urmărește, care era în iulie 2021, deci vădea Nazare Andrei joc de el, e în parcul de la primărie. E a doua oară când îl văd și a început să se apropie de mine.
Runcan Radu trecea pe strada Sănătății și pe strada asta de la liceu. Și parchează în față la elefteriu. Dalon, panolu, celino, sună bine le vimolino. Lontano Lucellino, suona bene il violino. Suona con la sua mamma e piano si allontana. Suona con i suoi fratelli e non puoi manco vederli. Fratelli e sorelle, cantiamo insieme. Questa musica è bella, fai sentire alla sorella. Băi, să vedem ce vă duce! Bagă șandoreța în baloagă, bagă să mă spargă. Și tu mă dă toboșaru, bagă armăsaru. Bagărița, bagă basul, își facă fata balansul. Mamă, n-am unde să fug, că mă vede țigari. Mi-ai făcut poza? Runcanu cu Mita Ulica pentru fața poliție. I can't tell you what it really is. Suntem aici la morți. Și aprindem și noi o lumânare pentru b*** de la Bavada, pentru nepotul lui. De câte ori trăiți scaunele, să vă dea Dumnezeu sănătate doar la 2 metri sub pământ. Ce faceți, mă pândiți? Atunci când tu te crezi rege, vine Gurzu să te lege, vine Gurzu să te lege. Tot județul și orașul, la 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 la, fie că eu le se nașu, la 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 la. Ce faceți, mă pândiți? Violare pe domiciul, nu? Asta vrei. Nu mă, disperatule, că e liber aici! Interlop la năbodat, iar mă pândesc! Mă cunoaște toată seara, la 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 de la Hunedoara. Bombardierul care s-a ajuns, iar a ajuns cu cafeaua pe mine. Lasă-mă, 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 lasă-mă
Îi faci mie poză? Da, îți fac ție. Păi că ești cumplitele lor. Pe drumul de aici. Da, da, mă. Ce? Lasă mă bată? De ce? Păi de ce? Eu vreau să-i fac lua asta. Dacă eu m-am băgat să nu te bată, fugi, frate, unde-i treaba, ești nevoie. Uitați ce mi-a făcut, cine? Nu se vede, m-am gajat o luniță, pe ochelari, nu vedeți că m-a tropit cu... Când asta? Acum! Ai cunoscut asta? Da, bă? Păi acum, mă. Păi și? Ai depus plângere? Păi nu am depus plângere, am depus o altă plângere în care m-a lovit. Omul stă acolo în fața scării și acum când ieșeam mi-am zis bombardierul care mă lovește și aruncat cu cafeaua pe mine. Păi poți face o plângere. Păi fac o plângere și... Păi ce mai bună idee ar fi, da. Păi, ascultați-mă, fac o plângere, dar să te urcă cineva pe ateliaca. Păi, și el stătea. Și el, 43 per 2020, mi-a zis că n-are foaie. Deci nu vă duceți, domnul Ababe, nu vă duceți să... Dacă nu mă trimite dispecerul, nu pot să merg de capul meu. Ok. Can't tell you what it really is. Ce să facă Abi? Cine îi mai dă valoare? Nu, eu v-am întrebat că știți că Tunski Cristian a comis influențarea declarațiilor în sediu la Nița Unică. Influențarea declarațiilor ce viza la o infracțiune comisă de dumneata. Păi nu știți, n-aveți cunoștință. E, poate ne amintim. Nița Unică trece cu mașina BMW-ul la X5 pe strada asta de la liceu. Mă cunoașteți toată seara, la 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 la. Care m-a rozit. Am găgeat o luniță, e în fața magazinului. Da. Nu mă citați? Un buletin? Nu, păi dumitale nu te semnea nimic. De ce? Păi nu știi ce calitate ai. Am avut, nu mai am. Ai? Ai avut. Asta e, va trebui să te obișnuiești, sunt polițist în orașul ăsta. Ok, și securitor de probe mici. O să pățești, o să sună un doi studiu de mână. Nu, nu o să sună. Ok, am înțeles. Deci o să te înnerci. Deci nu ai buletin, da? Nu, o să le afișe. O să nu afișe. Păi, e vreo problemă, dar nu știa. Nu știa de înainte. Gata, asta nu da. Pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare. Tot județul și orașul
la 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 la, fie că ele se nașu, la la la. Scapă-mă, tată, de ele, mamă, n-am unde să fug, că mă vede țigan. Mamă, n-am unde să fug, că vreau că să-mi ia banii, n-așa, la mamă, mamă, mamă. Iar lui vom cu cafea pe mine. Cui mi-a făcut? Sunt braste de plumb. Plumbul n-a știut. Cuibul mi-a stârnit. Să vedem, poate îl știe aia. Asta te lipică nu dumneavoastră. Poate îl știe. Că nu, eu am zis, poate îl știe respectiv. Dar eu nu știu, îl știu din vedere. Unde să ne dau, unde să ne dau? Nu fac la modă. Asta e unde plecați dumneavoastră. Păi, să fac la... Dar nu-i vedeți. Nu, 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 cum stai și te uită după mine. Deci eu nu port mască. Mă, băga mea. Morții, morților. Deci eu nu port mască. Ia uite. Ia uite telefon. Du-te de aici. Uite. Tot județul și orașul, la 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 la, fie că ele se nașu. Nu mă pune domnul Ababe să semnez nimic? Păi nu aveți ce să semnați. Păi, ce vreți să semnați? Păi, vă dau să-mi semnați proces verbal de 90 de zile? Da. Păi nu e... Nu e așa procedura? De ce m-a mai întrebat? Păi de ce m-a mai întrebat domnul? Pentru că așa trebuie. Păi să mă întrebați? Da, da. Șmecherul care mă pândește.
angajatul Niță stătea în fata. Ce? Hai, sictir! Mecherul care robește oameni și te uite la pușcărie. Iar mă pândești în fața cărții. Standa și mi-am scos certificat medico legal pentru bătaia luată de la angajatul Unită, ăla care se crede mare numar 2, care m-a agresat încă din 24 mai 2022 și vedem ce se întâmplă, că nu s-a întâmplat nimic datorită inacțiunilor politicilor de la Năvodari, care nu m-au audiat în calitate de persoană fătămată de la data de 24 mai până la data de 30 august 2022, a trebuit să-mi iau bătaie, ca să se facă dreptate. Și nu știu dacă s-a făcut dreptate. Căci eu, în calitate de persoană vătămată, nu am fost audiat ca să-mi exprim pretențiile privitoare la agresiunile în repetate rânduri și la hărțuirile comise de angajatul Unit. Iau să-l fac angajatul Unit. Acum mă așteaptă în fața magazinului. Cum credeți că trec eu lângă el când ăla stă în fața magazinului? Cu martorul mincinos din dosarul lui Rupcan. Păi tu mă și mie ce-i cu mine? Tu nu o să-ți faci prieteni, tu o să faci numai dușmani. Tu m-ai bătut! Băi, de ce nu vrei să-ți faci prieteni? Tu m-ai bătut! Eu să-l fă la curei, are mașina parcată în fața, iar mă pândești. S-a mor tu? Te bate. Tu de ce nu înțelegi, mă, de frate? De ce? Păi... Păi dacă omul te bate, ce pula mea nu înțelegi? Iar mă pândești? Are parchet. Are parchetul! Am fost la poliția orașului Năvodari, unde i-am zis lui Sfânta Elefteria, care era ofițer de permanență, l-am întrebat când m-a audiat în dosarul cu... ...Geata Lunită, cu ăla, cu 28 lei.
și a zis când consider eu. Păi când consideră el, putea să lege parchetul înainte. Problema e că ieri am primit o comunicare din partea parchetului în care mi se preciza să dau detalii despre dosar, pentru că nu dosarul cu ăla, cu săgeata luniță, pentru că parchetul nu putea identifica dosarul. Și să dau eu detalii mai multe despre propunerea de administrare de probe pe care am trimis-o la data de 9 ianuarie 2023. L-am luat la bătaie în data de 24 și 30 august 2022. Suntem în 26 ianuarie 2023 și Sfânta Elefterie, suspect în dosarul penal în care eu sunt parte vătămată, nu mă audiază. De ce mă înjur, mă? De ce mă înjur? De ce mă stropești, coapă? Păi ești un mă... Pleacă de aici! Zică-te, rog! Pleacă de aici! Oiele lor, maestre lor, cușmane oamenilor, stăpânele vântului... Salutări de la partea civilă! Tot vă iau!